Vor avea loc schimbări importante de la 1 august. A fost decisă modificarea regimului de impozitare a contractelor de muncă part-time. Conform ProTV.ro, guvernul a adoptat ordonanța de modificare a codului fiscal, o serie întreagă de prevederi, printre care suprataxarea salariilor part-time. Astfel că pentru salariații cu normele reduse, contribuțiile sociale vor fi din nou plătite prin raportare la salariul minim aferent, unei norme întregi și nu în funcție de numărul de ore lucrate efectiv de aceștia angajați. De asemenea, prin proiectul de ordonanță de urgență s-a stabilit că pentru aceste contracte de muncă cu normă parțială să se plătească din nou contribuții sociale la nivelul salariului minim. Mai exact, începând cu veniturile aferente lunii august, pentru angajații part-time, venitul la care se vor calcula contribuțiile va fi salariul brut aferent unei norme întregi, nu venitul realizat de salariat, așa cum se proceda până în prezent. Taxarea suplimentară a contractelor part-time este intens criticată de mediul de afaceri. Taxarea cu CAS-ul a salariilor pe normă parțială care au o valoare sub salariul minim pe economie la valoarea întreaga salariului minim pe economie, nu este privită de firmele cu angajați. Practic, dacă un salariat are mai multe contracte part-time, iar cumulul acestora este la nivelul unui salariu minim, atunci se plătesc contribuțiile proporțional contractele part-time. Altfel, se plătesc contribuții la nivelul salariului minim, relatează ProTV.ro.